Chiar la această oră ar fi trebuit să înceapă consultările de la Cotroceni. Însă PSD nu vine la întâlnirea cu Klaus Iohannis. Socialdemocrații ar fi fost primii pentru că au primit cele mai multe voturi la alegerile parlamentare, urmați de PNL. Însă cei din coaliția PNL-USR+-UDMR au anunțat că merg împreună la Cotroceni. Gabriela Mihai ne spune exact cum s-a schimbat orarul consultărilor. Te ascultăm. Am găsit la această oră, socialdemocrații ar fi trebuit să fie la Palatul Cotroceni la consultările pe care președintele României Klaus Iohannis le-a convocat cu partidele politice pentru desemnarea noului premier. În loc să se prezinte la Palatul Cotroceni, socialdemocrații i-au transmis președintelui României Klaus Iohannis o scrisoare prin care spun că nu vor participa la acest simulacru. Mai mult decât atât, susțin socialdemocrații că în intervențiile publice pe care le-a avut în ultimele săptămâni, președintele României Klaus Iohannis s-ar fi antepronunțat într-un mod lipsit de echivoc în privința desemnării prim-ministrului. Prin urmare, iată că socialdemocrații nu au ajuns la Palatul Cotroceni. Pe de altă parte, cei din coaliția de centru-dreapta vor merge împreună la aceste consultări, începând cu ora 15:30. Liderii celor trei partide vor ajunge la consultările care vor avea loc la Palatul Cotroceni și merg împreună pentru că știm, susțin aceeași propunere de premier în persoana lui Florin Câțu. Iar în acest caz, nemai existând o altă propunere de premier, după ce a fost semnată și coaliția între cele trei partide, au luat decizia de a merge în echipă. La consultările de la Palatul Cotroceni vor ajunge și cei din noua formațiune politică AUR, cei care de altfel vor merge cu aceeași propunere de premier pe care au făcut-o și data trecută. Vorbim despre Călin Georgescu și totodată vor participa și cei de la minorități, iar cel mai probabil astăzi, după ce se vor termina consultările cu partidele politice, președintele României Klaus Iohannis va desemna premierul pentru următorul executiv, iar premierul, conform procedurii, ar avea 10 zile la dispoziție pentru a forma cabinetul. Însă știm deja că aproape toate funcțiile au fost negociate până acum de către cei de la Partidul Național Liberal împreună cu USR Plus și UDMR. Tocmai de aceea totul va decurge pe repede înainte, iar asta pentru că cei din coaliția de centru-dreapta își doresc ca înainte de Crăciun guvernul, noul guvern, să fie învestit.